avem nevoie de două. Nu uitați să vă uitați la data de expirare. 300 de grame de zahăr, 400 de grame de făină, 75 de grame de cacao amară, cum sunt profesional, și două punguțe de praf de copt. Mai avem nevoie și de o jumătate de litru de lapte și pentru cremă avem nevoie de 500 de grame de mascarpone, și Nutella, cât vă place vouă. Punem toate ingredientele într-un castron, așa. Și vreau să vă spun că rețeta asta e rețeta lui soacra mea, care se laudă mereu pe unde se duce, aduce tortul ăsta. Și e bun, într-adevăr e foarte bun, dar eu vreau să vă spun așa un secret, că nu e bine să faceți rețeta soacrei și să vă iasă bine, că după aia e nenorocire mare, aia vă urăște din calea afară. Deci eu trebuie să fac în așa fel încât să o greșesc, dar nu prea tare, că ca să iasă bună și a mea, nu? Că după aia, dacă eu dau să guste, spune că e mai bună. Nu, nu-ți spune, sigur nu-ți spune aia că e mai bună ca ei, tot îi găsește ea un defect. Și așa, fiindcă eu nu vreau să mă mărit, nu vreau să fac tortul mai bun ca mama iubitului meu, că să rămâie cum o să acasă, că n-am nevoie eu să-i spăl șosetele lui. Gata, mi-ajunge mie cu doi copii. Și uite așa, am amestecat toate, am pus toate ingredientele acolo, le amestec un pic așa ca să fie mai ușor când o să băgăm mixerul în el. Și uite așa, am amestecat. După aia am pus un pic de sare, ca sarea noastră în bucate, că e cea mai bună. Vezi, în rețeta lui soacră mea nu era sare. Să fiți atenți să nu vă cadă coaja de ou, așa cum mi-a căzut mie. Poate mai era mai bine, eu lăsam înăuntru ca să-i dau lui soacră mea. Mă știa toată Italia dacă, dacă găsea coaja de ou acolo. Punem ouțele, adăugăm o jumătate de litru de lapte. Eu aveam de la degresat o parte, așa, da, n-are nimic, puteți să puneți de care o fi, că după atâta dietă putem să mâncăm și noi ceva mai bun. Și băgăm mixerul acolo înăuntru și facem așa, până se face o cremă de aia ciocolatoasă, așa, nuteloasă. Îți vine să mănânci așa cu degetele. Între timp încălzim cuptorul la 180 de grade, luăm o tavă, eu am tăvița asta cam de 25 de centimetri, parcă să zic așa este, și eu am uns-o așa cu ulei, după aia punem făina și o punem așa peste tot, cum știm noi româncele să facem, că italienii asta pune toată ziua, și eu, hârtie de aia de cuptor. Dar fiindcă nu suntem la dietă acum, merge și asta. Adăugăm toată compoziția tortului în tăviță. Nu uitați că am încălzit cuptorul. Și o băgăm la cuptor. Eu am cuptor din ăla cu ventilator înăuntru cu aer. Și îl bag cam o jumătate de oră. Voi dacă nu aveți ventilator, încercați cu scobitare, așa cum ne-a învățat mămica noastră. Și vedeți dacă s-a copt tortulețul. Am pus camera în față la cuptor, dar o să-l dăm mai repede ca să nu ne plictisim, pentru că îmi plăcea chestia asta, să văd cum se umflă tortul, ca atunci când eram mici și ne uitam la documentare de și ne arătau repede așa cum cresc fructele sau cresc florile. Eu nebuream după chestia asta, pentru mine era ceva minunat. Așa că am încercat să fac și eu chestia asta, să văd cum crește repede tortulețul meu. Și uite, tortulețul e gata. Eu n-am vrut să-l fac, să-l greșesc, dar vedeți că într-o parte mi s-a umflat mai tare.
Dar n-are nimic, ca să nu fie prea perfect pentru soacra mea asta, că după aia ți v-am spus că dacă e prea bun și prea frumos, nu mai mă suferă. Și ce facem? Îl tăiem în trei părți, pentru că crește foarte tare. Îl tăiem în trei părți, încercăm să facem cât mai la fel, aceeași înălțime, că eu sunt așa, nebună. Trebuie să mănânc mereu. Și ce facem acum? Luăm mascarpone. Mascarpone e crema aia care se face tiramisu. Și îl punem tot așa într-un castronel. Adăugăm Nutella. Eu am pus așa, cât am crezut eu din ochi, că nu era scris pe rețeta aia câtă Nutella să pui. Am pus până să mi-a plăcut mie așa, vreo 3-4 linguri, poate și mai bine. După aia am luat cremuța și am pus-o pe primul strat de blat, dar rețeta era decât așa și mie nu prea îmi place să fie simplu, îmi plăcea să am ceva și crocant și am luat o punguță de nuci și am băgat-o în blender și uite am pus între straturile de tort să fie așa mai crocantă, mie îmi plac nucile la nebunie, ador fructele seci, uscate. Am adăugat a doua parte de blat, am băgat iar cremă. E de înțepate tortul ăsta, e bun, Doamne, bun, rău, rău, rău de tot. Și uite așa, băgăm și aici cremuță, băgăm și punem și nucile. Voi puteți să puneți orice și fructe, să e mișto să pui. Fructe astea uscate sau zaharisite. După aia punem partea asta urâtă, că eu nu prea le-am pasat cu decorarile și așa m-am salvat cu nucile. Am pus cremuța asta peste tortul ăsta așa ciudat și am adăugat ca lumea nuci, vedeți că se ascunde imperfecțiile. Și gata, tortul e gata. Nu uitați să băgați la frigider câteva ore, ar trebui să lăsați cam toată noaptea, dar eu n-am avut răbdare să las în frigider și am vrut să vă arăt cum arată tortul și în momentul în care o să-l tai, vedeți, e cam moale. Trebuie să tai bine, dar v-am arătat așa ca să vedeți ce mișto a ieșit. Și cam atât. Poftă bună!